După ce au reușit, nu fără emoții, calificarea la etapa națională, echipa WhatsApp a colegiului național din Nicu Golescu a pornit spre București, unde în acest weekend se desfășoară etapa națională a competiției First Tech Challenge România. Între cele două concursuri, echipa a reușit să remedieze problemele avute la robotul Mugurel și acum componenții echipei sunt pregătiți să câștige competiția. Gândurile lor sunt îndreptate spre obținerea punctajului necesar, care le va deschide drumul către America. Dacă se vor califica, este pentru a doua oară când echipa WhatsApp va ajunge pe meleaguri americane. Avem speranțe mari, robotul Mugurel este pregătit pentru ultimele meciuri în acest sezon. Dacă vom obține un rezultat foarte bun, ne vom califica în America, care este scopul suprem al competiției. Și uitându-ne în jur la competiția noastră, avem mari încredere că vom reuși un rezultat foarte bun. Cât vă trebuie, ce puncte vă trebuie ca să ajungeți în America? Momentan nu știm exact, oricum un punctaj peste cel de la regională. Aici la competiția se desfășoară fizic și depinzi mai mult de aliați, de coechipieri, dar noi avem încredere în robotul nostru și credem că ne vom califica sau că vom obține un rezultat bun indiferent de competitori. Din Argeș câte echipe participă? Din Argeș sunt 4 echipe care participă, suntem noi și încă 3 echipe din Pitești. Sperăm să ne clasăm cel mai bine în Argeș și cine știe, poate vom reuși o alianță la faza națională cu una dintre ele. Eu vă spun succes pentru această etapă națională și de acum vă spun succes și pentru America. Mulțumim frumos, să fie și să ne vedem în America. La etapa națională a competiției First Tech Challenge România participă 48 de echipe din întreaga țară, 4 dintre ele fiind din Argeș.